Ne bucurăm și pentru următorii copilași care vin înaintea lui Dumnezeu, pentru micuța Alisa, pentru micuțul Asher, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Voi citi cuvântul Domnului în dreptul micuței Elisa, iar în urma citirii cuvântului lui Dumnezeu, fratele Caius Giurgiu se va ruga pentru ea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Lisa. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Lisa. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lisa. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, spune Domnul. Amin. Doar un cuvânt înainte, dacă se poate, la microfonul acesta. Acum 26 de ani, fratele Nelu, ca pastor tânăr în biserica noastră, cred că printre primii copii pe care i-a binecuvântat a fost Darius, băiatul meu, o binecuvântare care îl urmează și am deosebită onoare și bucurie că astăzi să pot să întorc acest lucru, ținând în brațe o comoară, o minune, Elisa, fetița Laurei și a lui Nelu. Să ne rugăm! Domnul să fie cu tine, Elisa, și fața lui să lumineze întotdeauna ființa ta. El să-ți umple viața de pacea sa și să-ți dea o viață lungă și fericită, plină de semnificație. El să-ți îndrume pașii în fiecare moment al vieții tale, la fiecare etapă, să-ți arate drumul cel bun. El să te ocrotească de orice s-ar putea întâmpla rău, ca mâna lui să fie, Doamne, și să fii pavăză peste ea în fiecare moment, ocrotire față de orice om rău, de orice situație periculoasă, de orice conjunctură care ar putea atenta la integritatea ei în vreun fel. Fie ca el să-ți dea sănătate, Lisa, și să te ocrotească de orice boală necruțătoare, de orice accident, de orice s-ar putea întâmpla rău. El să fie cel care, din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional, relațional, din punct de vedere intelectual și, în primul rând, din punct de vedere spiritual, să te facă să crești armonios și cu puterea de a fi o binecuvântare în felul acesta pentru toți cei ce te cunosc. Fie ca fiecare moment din viața ta să poată să fie moment în care să-L cunoști mai bine pe Iisus, Cel care este Mântuitorul tuturor oamenilor, iar la momentul potrivit să primești adevărul, să primești cuvântul Lui în inima ta și să poți să fii născută din nou, din cer, în numele Lui Iisus și să poți să ai o viață lungă, fericită aici pe pământ, sub călăuza acelea care să-ți fie Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Fie ca familia în care ești să-ți fie întotdeauna binecuvântare, ocrotire, de aceea mă rog pentru Nelu, tată, mă rog pentru Laura, să le dai priceperea în acest nou statut pe care l-au de părinți, priceperea de a putea să o crească pe Lisa cu tot ceea ce tu ai pregătit pentru ea, iar când va veni ziua să se desprindă din familia lor, să poată să privească cu bucurie la un viitor care stă înainte, sub lumina feței tale. Îți mulțumim, te slăvim și te binecuvântăm pentru tot ceea ce însemni și ești, pentru că tu faci minuni și în dimineața aceasta ținem în mâini o minune și vrem, Doamne, să ca această minune să fie o binecuvântare și să aducă minuni în viața multor oameni, însemnând ceva pentru toți cei care o cunosc. Amin. Amin.